Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O să citiți astăzi în ziarul Libertate o anchetă tulburătoare despre modul în care colonelul Cristian Radu, prim adjunct al șefului IGSU, deci practic numărul 2 din IGSU, ar fi ascuns circumstanțele în care ar fi provocat un accident rutier în timp ce șofa o mașină a instituției. Acest șef din IGSU este acum cercetat penal, la multe luni după ce s-ar fi produs accidentul respectiv, pentru mușamalizarea evenimentului și pentru că și-ar fi pus șoferul să-și asume el accidentul. Colonelul Radu a confirmat pentru ziarul Libertate că e cercetat penal, dar a refuzat de alte detalii, a spus că la sfârșitul anchetei va vorbi. Bun. Accidentul a avut loc la începutul anului, când colonelul Radu, pe atunci, acum e general, o să vă spun în ce context, deci pe când colonelul Radu ar fi condus cu mare viteză prin București, pe linia de tramvai, cu luminile de avertizare aprinse, o mașină fără însemne a serviciului, mașinile, chiar dacă sunt fără însemne, unele dintre ele au girofar în bord și, mă rog, cu luminile astea de avertizare aprinse, în dreapta se afla șoferul lui angajat, pentru că dânsul, având funcție de conducere, are drept la șofer și, de fapt, conducea el, șoferul era în dreapta. De ce nu șofa șoferul angajat special ca să șofeze? Pentru că, citez din declarațiile șoferului adevărat, luni mai târziu la parchet, lui Cristian Radu îi plăcea să conducă, iar mașina Passat avea motor de 2800 de centimetri cub și 180 de cai putere. Deci avea și ce conduce. Deci... Frate, știi, tău mai șeful, înțelegi? Hai, dă-te, mă, lasă-ți, că mă dau eu, că-mi place. Pac! Dă-i pedală, știi? Oare era atent la consum? Oare șefii din IGSU se uită la consum, se gândesc? Adică lor, dacă le dai mașină electrică, au încurcat-o. Că trebuie să ridice piciorul de pe accelerație ca să frâneze regenerativ, să economisească... Păi sunt lumi total diferite, înțelegeți? Noi trăim în țara, sunt două românii, cel puțin. Categoric. Și asta este aia în care noi nu trăim. Noi, oamenii normali, care vorba aia, plătim taxe, suntem atenți la consum, ne întrebăm, bă, da, cât costă aia, dar ce facem? Bun. În dimineața respectivă, în plus, domnul colonel ar fi fost beat. Iată ce spune șoferul în niște interceptări ale procurorilor. Citez, am avut accident cu el, adică cu șoferul, a condus el, a vrut el să conducă și era și beat, spune șoferul. Cum s-a produs evenimentul rutier, el ar fi, șeful de la GSU, ar fi pierdut controlul mașinii la un moment dat când ar fi încercat să evite un pieton. Și atunci a intrat cu viteză mare într-un refugiu de tramvai, undeva pe șoseaua Mihai Bravo, dislocând 5-6 bucăți de bordură. Deci a lovit zdravă în refugiul respectiv și șoferul și cel care șofa, dacă înțelege ce vreau să spun, au fost răniți în accident. Mașina a fost pitită practic într-un hangar de reparații al MAI. Libertatea scrie că numărul 2 din IGSU s-ar fi ocupat prin influența sa să mușamalizeze cazul. Mașina a fost găsită ulterior de procurorii care anchetează. S-au luat probe de sânge din mașină, că s-au rănit amândoi. S-au făcut analize ADN, iar pe airbag-ul din dreapta a fost găsit sângele șoferului, nu al colonelului Radu, cum ar fi trebuit, potrivit declarațiilor acestora. Adică pentru niște oameni care lucrează în structurile, dacă e adevărat ce se spune deocamdată, că încă nu s-a terminat ancheta, dar dacă e adevărat, pentru niște oameni care lucrează în Ministerul de Interne, totuși probele sunt atât de evidente. Adică încerci să schimbi, tu erai la volan, ai accident, tu erai beat și te gândești, a, bun, e cu răniri, curge sânge peste tot, schimbi cu șoferul și zi tu, mă, că ai condus tu. Bine, dar e sânge, adică orice investigație minimală îți arată adevărul imediat. Da, vezi că nu e minimală, că totuși s-a făcut un test ADN, adică nu m-aș fi așteptat, având în vedere că era implicat un... Da, mă, dar nu mai e ca pe vremuri, când făceai un test ADN, era vreo șmecherie. Acum îl faci repede. Comune. Faci ca analiză și ai un pic de sânge și îți dă imediat, nu cred că e chiar atât de simplu. Da, dar nu mai e nici ca acum 30 de ani, okay, sigur. Sau 20 de ani. Bun, de ce ar fi făcut șeful de la IGSU așa niște eforturi pentru mușamalizarea accidentului? Că te gândești, bă, asta ai comis-o, ce mai zi? Ți-asum răspunderea. Citez din niște interceptări, am luat răspunderea mea că pe 8 noiembrie a făcut accidentul și pe 1 decembrie treia să fie general. Și am luat răspunderea mea, că altfel nu-l făcea general. Înțelegeți? Sărac. Da. Deci urmează să fii general al Ministerului de Interne și, practic, dacă lucrurile se confirmă, ai condus beat, că ai băut toată noaptea, dă-te, mă, la o parte, a dat șoferul, că tu ești ce ești, tu ești dita mai șeful, înțelegi? Lovești mașina, rănești pe un, și pe unul și pe celălalt și trebuie să te facă general. Ce faci? Păi, ce impune onoarea uniformei
a carierei militare. Să minți, să ascunzi, să mușamalizezi un caz. Înțelegi? Asta este problema. El a vrut să-l ajute pe șofer, mă, că-l nenorocea. Că normal doar îl punea pe șofer, nu? Și asuma la vina, dar încerca, i-a zis, fii atent. Ai condus tu, dar încercăm să o pitim. La 18 zile de la accident, cu ocazia Zilei Naționale, pe 1 decembrie 2021, colonelul Radu, numărul 2 din IGSU, a fost înaintat de către Claus Iohannis în gradul de general de brigadă cu ostea. Nu e prima dată când acest domn face un accident autosoldat cu rănirea unor persoane. În 2008, pe atunci era major, Cristian Radu se afla la volanul mașinii personale, în dreapta era o colegă locotenent, a intrat pe contrasens, a lovit un cap de pod, pasagera a suferit leziuni grave care i-au pus viața în pericol, a urmat un proces în care s-a constituit parte civilă, inclusiv doamna locotenent, inclusiv Ministerul de Interne, nu știu cum. Tribunalul Militar Iași l-a condamnat pe majorul pe atunci Radu, scrie Libertatea, la 10 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală gravă din culpă și 6 luni de închisoare pentru infracțiunea de accident de muncă. Atunci se întorcea din misiune. Și deci avea cazier. Nu? Pentru că s-a făcut recurs și la București domnul Cristian Radu a scăpat de pedepsele cu închisoare, a trebuit să plătească doar daune civile și materiale. Deci după ce procesul s-a mutat aici la capitală... Unde trebuie? Dar nu avem ce să spunem, că nu știm dacă a fost ceva. Da. Tot domnul colonel mai este subiectul unor suspiciuni care ar fi ascuns timp de 3 ani înregistrările intervenției de la colectiv. Nu doar publicului, ci și parchetului care ceruse probele. Știți... întâmplarea, tot echipa lui Cătălin Tolontan a descoperit această scandaloasă ascundere a probelor timp de ani de zile și a publicat totul în urmă cu ceva timp. Tot Libertatea mai observă că numele domnului general, acum general, Cristian Radu, a mai apărut și într-o altă anchetă a procurorilor DNA, începută după ce IGSU a schimbat câștigătorul licitației privind achiziția 2000 de mașini de intervenție pentru pompieri. O licitație de 623 de milioane de euro. Nu se mai știe nimic despre ancheta respectivă. Bun, acum sigur, oricine e nevinovat în fața justiției până când justiția nu se pronunță în sens contrar. Dar, ca o concluzie la această intervenție și așa foarte lungă, ori domnul general e un tip foarte ghinionist și la volan și pe lângă mereu îi se întâmplă o grămadă de nenorociri, ori sistemul e corupt până în măduvă și se autoprotejează cu înverșunare de fiecare dată când apare riscul unei curățenii pe aici, pe acolo, prin părțile esențiale. Acum alegeți dumneavoastră care credeți că o fi varianta corectă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.